Justiție! Nu corupție! Justiție! Votul nu validează hoția. Un mesaj cu un întreg protest. De ce? Pentru că într-o țară normală, aici, în Piața Victoriei, la protest, împotriva guvernului, împotriva lui Dragnea, ar trebui să fie în primul rând electoratul PSD. De ce este important acest mesaj pe care îl vedeți acolo jos? Pentru că electoratul PSD este, de fapt, cel mai mare păcălit al situației în care ne aflăm. Pentru că tot ce a făcut Liviu Dragnea și Gașca din jurul lui în ultimele 7 luni n-are nicio legătură cu motivele pentru care oamenii au votat pentru PSD. Nimic din ceea ce era în programul electoral al PSD-ului nu a făcut Liviu Dragnea în ultimele 7 luni. Tot din ceea ce face Liviu Dragnea și Gașca de lângă el în ultimele 7 luni, e ceva normal. Nu are nicio legătură și nu a fost scris în programul electoral al PSD-ului. Legile justiției pe care ei le pregătesc acum și pentru care se agită atât de mult, nu au fost niciunde trecute în programul PSD-ului. Liviu Dragnea folosește însă voturile acordate PSD-ului pentru a-și justifica acțiunile. Este ceva foarte pervers, pentru că omul, nici măcar el, nu a fost votat direct. Liviu Dragnea nu a candidat ca independent, înțelegeți, ca să obțină voturi pe persoană fizică, să obțină majoritatea voturilor din Parlament. Da? Liviu Dragnea, de fapt, a candidat pe o listă a PSD-ului, listă care a fost votată pentru niște promisiuni electorale. După ce voturile au venit la PSD, infractorul, șef al partidului, a șterpelit aceste voturi și a început să le folosească pentru rezolvarea problemelor lui personale, problemelor căștii care este în jurul lui. Și nu e vorba numai de oameni din PSD, e vorba de Tăricianu cu Gașca de penal de la ALDE. Din umbră, Dragnea este susținut și de gruparea Băsescu-Udrea, pentru că și Udrea are interese să scape într-un fel sau altul de pușcărie. Și Băsescu are interesul să blocheze într-un fel activitatea DNA-ului. Deci ei toți au șterpelit aceste voturi, nu guvernează, nu iau măsurile pentru care au cules aceste voturi, ci iau măsuri care să le salveze lor pielea de justiție. Și ceea ce vor să facă, dragii mei, este extrem de grav. Pentru că dacă ei vor reuși acum în septembrie să promoveze legile pe care le-a pregătit Tudorel Toader, sistemul judiciar va fi blocat. Și acolo ei au făcut un lucru foarte pervers. L-ați auzit și pe Tudorel Toader și pe Tăricianu și pe Dragnea, acuzând procurorii și magistrații care s-au pronunțat împotriva acestor legi că fac ceva anormal, pentru că magistrații nu legiferează. Da, nici cetățenii nu legiferează, dragii mei. Dar există legislație privind transparența publică, da? Există legislație care impune dezbaterea publică. De ce? Pentru că acesta este un principiu elementar de democrație, transparența decizională, da? Oricine ia o decizie, că vorbim de Parlament, că vorbim de Consiliul Județean, de Consiliul Local, trebuie să se consulte cu cei afectați. Este o dovadă de bună credință să te consulți cu ei, să-i asculți, să legile să conțină și punctul lor de vedere. În momentul în care tu nu te consulți cu ei și vrei să faci ceva împotriva lor, înseamnă că tu ai o agendă ascunsă. Este exact ceea ce se întâmplă acum cu aceste legi și este exact ceea ce a făcut Liviu Dragnea. De dinainte de alegeri a avut o agendă ascunsă, a promis fel și fel de povești pentru a strânge voturile și apoi a folosit voturile pentru agenda lui ascunsă.